Sigur. Hai că ești 2 minute, Vasile. Da. Ia să vedem. Începem să dăm. Încă nu avem niciun Ismailenor și astăzi a fost la Sfânta Biserică, duminică. Nu, dar oamenii nu știu. Oamenii nu știu. Acum și-ar veni. Din cauza asta am și ales să nu anunțăm nimica, ca să ne calibrăm, să vedem cum facem în viitor. Parcă ne-am înțeles, mă, Claudiu, ne-am îmbrăcat în cămașă, bărgate, mă. Da, v-ați vorbit, la mine doar sacou e. Eu m-am gândit să mă îmbrac în cămașă. Nu se aude. Domnul profesor, să știți că nu aveți semnalul bun. Cămașă albă, azi e una mai. Nu aveți semnalul bun. Vă auziți întrerupt, nu aveți semnalul bun, să știți. Acum o să fie mai bun. Doamne ajută. Așa a fost data trecută, Vasile. Da. Doamne. Nu a apărut încă nimeni? Ei, ba da, sunt 8 persoane. Putem deja să salutăm pe toată așa lumea. Așa vezi, dar tu spune nimeni. Ai noștri, sărbătorim astăzi. Floriile. La mine e ziua floriilor. Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim. Na, toată creștinătatea sărbătorește astăzi. Eu încerc mai să mai dau un... Puțin catolici și protestanți, neoprotestanți. Aia n-au acum trebuit. Nu știm cât sunt de creștini și catolici. Când se făceau slujbele alea de românii, când și-au dat seama că au fost păcăliți în Ardeal, cu Biserica Uniată, cu... Așa, au început să treacă înapoi în masă la ortodoxie. Și slujbile care îi treceau înapoi, cam așa începeau. Asta era formula. Te lepezi de adunările papistași în care ai umblat. Deci nu îi spunea te lepezi de Biserica Catolică. Nu era recunoscută ca și biserică. Da, era reciprocă treaba, dar... Și creșteanul pe grofi maghiarizați, care fuseseră la origine români, că el îi știa, erau cunoscuți acolo, știau din ce neam să trage fiecare, înainte să-i omoare, îi boteza. Serios? Boteza ortodox, da. N-am știut aspectul ăsta. Ne întoarcem puțin, băieți, la sărbătoarea asta. Vă rugăm. Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, când a intrat ca un împărat. Aruncau toți cu flori în el, da? Dar peste de două, cine-i poporul? A spus că răstigniți-l. El a intrat călare pe o măgăriță tânără, dacă ați știut. Da. Așa, eu am spus un banc, poate nu-i la locul lui, dar mă rog. În interbelic, un capitan avea o țigan ordonanță. Și din prima dimineață, domnule capitan, dumneavoastră să mă arăți cu un leu. Ei, capitanul s-a bucurat, mă rog, îl face leu. Dar capitanul era de vreo 1,60 m. A doua de dimineață iar, domnule capitanul meu, să mă uite, mă, cioară, dar duci cap să vorbească, bă. A treilea dimineață iar, domnule capitanul meu, să mă arăți cu leu. Ia uite, mă, fițar mutră, dar unde dracu ai văzut tu leu, mă? Păstrăiți, tovarăș capitan, sau domnule capitan de atunci. Domnule capitan, am văzut când pictorul picta pe Iisus Hristos întrând calare pe leu în Ierusalim. Eți, Dumnezeu, mă, de pe ăla era măgari, bă. El încurca animalele în toată dimineața și-l numea pe domnul capitan că seamănă cu un leu, adică seamănă cu un măgar. Se mai întâmplă și așa.
Iată cum. Apropo de... Măgăriță, așa a intrat. Așa spune, așa am privit. Măgarul e animal sfânt, are crucea pe spate. Da. Apropo de confuzii, domnul profesor. Eu cred că... Nu, uitați de care e problema. Eu cred așa, eu cred în Dumnezeu, în popă nu cred, superstiție nu cred, eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu n-a vrut ca noi să fim proști, să fim muți. Dumnezeu a vrut ca noi să credem și să fim loiali Lui. Dar nu înseamnă că noi nu putem să glumim, să cântăm, să ne veselim, să spunem un banc, etc. Eu nu văd într-o asta vreo. Da, așa mă gândesc eu. În rest, avem măcar cele 10 porunci, să le ținem și tot înainte. Acum vedeți ce se întâmplă cu credința noastră. E jos tare, la un nivel scăzut. Multe sunt la un nivel scăzut. Ar fi oamenii ești simpli, dar el încă și fiețele bisericești la noi. Asta-i. Bine, noi trebuie să vorbim despre limba. Da, la tema noastră. La subiect. Deci limba formarea limbii române și a poporului român, cam așa am zis, sau continuitatea noastră în istorie. Iată, eu în fața un oltean. Da, da, faceți prezentarea. În fața mea am un oltean cu 24 de mățele, că ăștia au o dantură interesantă. Orice om are 32 de dinți, eu nu știu cum întâmplător am avut 33. Dar oltenii au 24 de măsele. Așa mi-au spus mie bătrânii care au făcut serviciu militar în interbelic cu oltenii împreună. Siuți, dar și la dans, și la cântică siuți, mă rog. Nu știu cum o să mă împac eu cu domnul ăsta, că eu o să vorbesc în moldovenească, după cum zic aștia de aici, de la mine, din Basarabia. Dar el o să vorbească în moldovenească. O să vedem acuși, avem noi o limbă sau poate avem... Eu mă prind translator. Și Vasile Ignat are altele. Translator, pune accentul altfel. Accentul pune la altfel, translator. Sau tălmaci, cuvânt mai vechi. Tălmaci, corect. Asta e cuvântul. Vasile o să ne vorbească în român. Și mai spune, mi se pare, și interpret. Da, da. Și mai spune și interpret, mi se pare. E sinonim. Mai spune așa, eu ca profesor de istorie am băgat în scăfărlia asta a mea că limba noastră s-a format începând cu primul secol după cum am fost ocupat de romani la 106, dar poate și până la aceea inițial din cauza că dacă limba asta latină, că era a noastră, că era a lor, Dumnezeu știe, nu mă bag în dedesubturile astea, știu una, că era limba culturii la acel moment, cum ar fi engleza în ziua de azi. Vreau eu, nu vreau, engleza asta eu învăț pe nevrute, din cauza că ea e de circulație internațională și în această limbă vorbește Uniunea Europeană și cei mai mulți oameni de lume vorbesc cam engleza. Dacă India e a doilea limbă de stat, Statele Unite vorbește în engleză, Marea Britanie, Australia, Canada pe jumătate, etc. Dar poate chiar toată Canada. Înseamnă că o miliardă și ceva e undeva. Și nu, altă limbă nu mai este așa de dispozitivă sau răspândită. Păi noi, ba da. A noastră limba a început cam de la domnul profesor. Dar a început din cauza că ăia de la sud. Da. Mandarina e cea mai vorbită limbă din lume. Mandarina. Deci noi vorbim de mai mulți vorbitori. Acum, da, pentru că ei sunt mulți, sunt 1,5 miliarde, 1,6 miliarde ceva, dar nu despre asta e vorba. Acum, de ce eu gândesc așa ca profesor de istorie că totuși din sudul Dunării a venit la noi, din cauza pentru că cei de acolo, din peninsula Balcanică până la Dobrogea, au simțit pe pielea lor romanizarea cu 200 de ani mai înainte ca noi. De aceea a început limba de acolo. Și nu de undeva e din Ucrășev sau din Slovacia, dar de acolo, din sudul Dunării. Și după câte știu eu, undeva e pe acolo, cum am vorbit noi, pe la munții Pindului,
ar fi strigat careva la o operație militară, un război, ceva acolo, tornă, frate, tornă! Nu cum se gândesc moldovenii mei că a fi strigat el că spargă un pahar de vin. Întoarce-te, întoarce-te, frate, cam așa. Iată, asta toată lumea spune, care în cărți scriu, că astea au fost primele cuvinte în limba asta după nouă deja. Ce am fost românii. Deci asta e explicație. Așa. Dar concret în carte e scris că asta s-a întâmplat în secolul 6-8 după Hristos și a coincis și cu marea migrație a popoarelor, cum ar fi slavii, hunii, pecenierii, cumanii, etc., care au ajuns pe aici. Nu toți au lăsat la noi amprenti în limba noastră, poate unele cuvinte mai sunt și pecenegi, cumani, turci și că ei cam turci erau ăștia. Dar slavii sigur că au lăsat, că au locuit cu noi. Și nu numai că au lăsat, eu nu știu dacă domnul Claudiu cunoaște lucrul ăsta. Gor și dol, gor e dălina, munte și vale, denumirea e slavă, gor și goră, munte, dălina, dol, știți de asta domnul Claudiu, ori nu știți? Da, știu, da. Nu sunt convins de autenticitatea raționamentului. Da, la auz seamănă bine. Și mai sunt alte, Dumbrăvița, Dâmbovița, etc. Sunt multe cuvinte. Că noi am și folosit cuvântul popor ca norod. Nu nerod, dar norod. Adică popor. Okay. Dar Fiorul am trecut la latinescu Vox populi, vox dei. Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. De aici popor. Profesor, până să vină romanii, deci exista o lume tracă. Herodot, nu, secolul 5, spune că tracii sunt cei mai numeroși după inzi, deci e clar că pe un spațiu imens se vorbea aceeași limbă. Deci până să vină în contact civilizația romană cu asta tracă. Noi ne agățăm de sintagma asta, spațiu carpato-danubiano-pontic și ignorăm faptul că de fapt se vorbea pe un teritoriu imens aceeași limbă. Între după Nipru încolo și până la Dunărea Mijlocie, de la Tesalia din Tesalonic și până sus la Varșovia, până la Gorali de astăzi, se vorbea cam aceeași limbă, unitar, compact. Abia migratorii au spart unitatea lingvistică în zonă. De aici s-au format dialectele. Că noi, limba română are patru dialecte mari și late. Istro-român, megleno-român, macedo-român și nord-dunărean sau daco-român. Ceea ce vorbim noi astăzi. Rămășițe din ceea ce se întâmplă. Nici el să vă spun un lucru. O fi fost el tracii, cum spui dumneata, vorbea o limbă, dar a avut loc o migrație a popoarelor când s-au dus iranienii, arienii adică, și cei care s-au dus în India au dat peste civilizația dravidienilor, care era o civilizație destul de dezvoltată la acea vreme, și au adus-o la sapă de lemn sau la epoca de piatră. Ai noștri au fost, din Carpați, s-au dus încolo. Peste noi au venit alții. Și deci nu mai era compact vorba ce să vorbească. Vedeți că cum am rămas noi acum, noi și albanezii. Albanezii erau iliri, chiar macedonienii erau traci. Pentru că Alexandru Macedon nu era grec. Asta grecii mint când spun că Macedon era grec. El nu era grec, el era trac. Toată lumea știe de asta. Înseamnă că noi ne-am perturbat nițel limba cu ei, că au venit peste noi, ai noștri s-au dus încolo, că dacă ați auzit undeva pe la Pengea, pe acolo, se mai vorbește cam românește. Ați auzit de asta? Da, da, ce da. 80 de milioane de vorbitori. Cam așa, vreo câteva 10 de milioane. 80. Așa. Și eu citesc și eu, mă mai uit prin internet, ca toată lumea, dar știu și obiectul meu de la lecții. Deci din limba asta, de care vorbeam noi din secolul 2 al ierii noastre și a
Păi... limba s-a dezvoltat, am ajuns până aceea că se spune că de la început am scris cu litere dacice, sunt undeva niște tablițe, este undeva un alfabet dacic, așa îmi spune lumea. Păi deocamdată noi n-am studiat, nu s-a adus la cunoștință. Unii spun că am scris și cu litere grecești și cu litere latine și pe la 1380, la 1400. Poate 1400 ceva, că era Alexandru cel Bun, s-a trecut și la limba slavonă veche. Dar s-a trecut ca noi să nu ne alăturăm papistașilor, cum e scris la Cantemir, adică catolicilor. Și până în secolul 17-18 am scris cam cu litere chirilici, cum spuneam noi, făcute de Chiril și Mefodiu. Acolo alfabetul ăla nu era mare lucru, era alfabetul latin și cel grecesc, literele întoarce cu picioarele în sus și s-a numit că e chirilița. Că erau litere și de acolo și de acolo. Care cunoaște ambele alfabete, nu se meară de fel din cauza că le cunoaște. Eu le știu ca litere și slavone și latine, unele sunt aceleași. Și iată așa s-a ajuns când au venit migratorii ăștia, a doilea oară, a mare migrație a avut loc, când au venit hunii, după hunii încoace, cei au venit la 500, prin secolul 6 au venit slavii, slavii au găsit deja vorbind cât de cât. Dumneata ai spus, dialectele sunt macedo-român sau aromân, migreno-român, istro-român și daco-român sau daco-roman. Cei ce vorbim noi, Ucraina, Valea Timocului, vlahii sau vlahii cei din Bulgaria, s-au găsit niște valahi tocmai în Ucraina transcarpatică, cam la 300 de kilometri de România, că am privit acolo și ucrainenii le spuneau că săgani bălăi. Pe dracu, erau niște românași de ai noștri, uitați de Dumnezeu, s-au dus încolo cu transhumanța, cu oile, s-au așezat acolo, au mulți copii și deja statul român le-a dat ajutor, le-a construit școală, le-a construit biserică. Ei vorbeau într-o limbă arhaică, cum au deprins-o de la părinții lor, cum am vorbit și noi aici în Basarabia, limba lui Ion Creangă, care se vorbea pe 200 de ani în urmă. Pentru că satele noastre au conservat așa limbă și cam așa am vorbit. Noi nu am vorbit în limba literară, dar nu se vorbește nicăieri în limba literară, nici în Oltenia, nici în Muntenia, nici în Transilvania, nicăieri nu se vorbește în limba literară. Fiecare are graiul lui și cam toți o încălcăm. Ăla, aia, nu se scrie. Pe deal, pe vale se spune pe deal, pe vale, că așa e scris. Mă rog, fiecare cu al lui accent, etc. Dar asta nu înseamnă că noi avem mai multe limbi. Am o carte lângă mine aici, dacă doriți, a României. Cred că ați auzit de ei. Iată, eu am o poezie aici, în cartea Familia Română. Așa se numește cartea asta, eu o prezint. O bibliotecară mereu îmi dădea mie că știe că eu sunt cu românismul și spunea de acolo sunt niște cărți pentru dumneata și eu le-am strâns și acum le-am. Și iată în limba armână, cum zic ei, noi le zicem aromâni, dar ei zic armâni. Un pic altfel. Părintească dimândare. Sună cam cum ar suna și în Oltenia și în Moldova. Nu, puțin se deosebește. Deci, să o citim. Părintească dimândare, nispre giură cu foc mare, frați de mumă și de un tată, noi, armâni din ieta toată, de sum plocile de morminți, strigă a noștri buni părinți, blestem mare să aibă în casă, care de limba lui se alasă, care își lasă limba lui să-l oardă pira focului și să dirină viu prin foc și să-și frigă limba în foc. El în vatra-i părintească fumeia să nu-și hărisească, de fumei cu runi să nu bașe, n-a-n leagă să nu-mi fașe. Care fuze de-a lui numă
și de părintească numă, fugă-i doara Domnului și dulcea mea somnului. Cum ar fi în limba noastră daco-romană? Părintească blestemare, poruncește cu foc mare, frați de mumă și de un tată, noi, a români din vremea toată, de sub lespezi de morminte, strigai noștri buni părinți, blestem mare să aibă în casă, care de limba lui se lasă, care își lasă limba lui, ardă la para focului. Chinuie s-ar de viu pe focul, frige-i s-ar limba în focul. El în vatra-i părintească, de copii să nu se fericească, de familie cunun să nu pupe, prunc în leagă să nu culce, care fuge de-a lui numă și de părintească anume, fugi iar dorul Domnului și dulceața somnului. Iată, v-am adus un exemplu de limbă a română. Domnul Claudiu, un dialect al limbii române. Dacă înțeleg, că eu nu știu dacă înțeleg olteana. Ia zi-mă ta să te aud. Nu, pe domnul Claudiu, deci înainte de a intra, noi ne-am sunat cu video și mi-a arătat din fața casei la el Dunărea și mi-a arătat și satul de vis-a-vis. Vârbița. Deci satul românesc din partea cealaltă de Dunăre, Claudiu de la Arșinian. Și acolo 100% sunt români. Valea Timocului este eminamente românească. În ultima vreme au început să vină sârbi la muncă, că e mult mai dezvoltată economic decât restul Serbiei. Dar limba română este un miracol. A suferit foarte puține influențe. Vă dau un exemplu. În studenție aveam o colegă basarabeancă. Ea înțelegea codul civil al CUZA, care a fost modificat acum în 2014, îl înțelegea mai bine decât noi cei din entitatea juridică numită statul român. Înțelegea foarte bine și se înțelegea foarte bine cu un amic de-al meu de pe Valea Timocului. Deci noi, așa înțelegea. Ei vorbeau, decât cu tine. Vorbeau în român arhaică. Noi vorbeam cu foarte multe neologisme. Limba este un organism viu într-o perpetuă schimbare. Pătrund în special substantive, noi, substantive și adjective noi din alte limbi, dar verbele, prepozițiile, conjuncțiile, numerale, pronumele rămân cam aceleași din totdeauna. Rar se schimbă. De asta eu nu prea sunt de acord cu că limba noastră a început cu torna, frate. Păi ce, noi eram ca maghiari până atunci, comunicam prin interjecții și prin semne? Nu, noi am avut o limbă. Vorbeam într-o limbă jetă, dacă. Vorbeam o limbă. E considerat actul de naștere a limbii române. Deci nu că... Da, da. Certificat. Da, exact ca și fotbaliștii africani care își înregistrează data nașterii la 7 ani și la 25 de ani joacă la juniori. Corect, corect. Domnul Claudiu, eu am exemplu de Republica of Moldova sau, cum îmi ai spune acum, Republica lui Molotov. Dacă acolo... Romanii au fost numai vreo 165 de ani în Dacia, pe la Orăștii, pe munță Orăștii, pe acolo. Păi la noi în Basarabia rușii au fost mai puțin. Întâi au fost 106 ani și 22 de ani totuși am avut școală românească, parcă ne revenisem cumva, părinții noștri vorbeau binișor românești și au venit iar un blestem după 1944 pe capul nostru și în anul 1989, după un recensământ sovietic, 300 de moldoveni de-ai mei basarabeni, năuci, au spus că limba lor este limba rusă. În 50 ceva de ani, domnule. Cum? Aceia într-o 165 nu ne vine a crede că s-au romanizat. Dar ăștia în 50 de ani cum s-au rusificat, domnule? Și dacă profesor. I-a spus acum vorbesc ei, îți vine a crede. Da, erau sub directă administrare rusă. Noi vorbim de sub directă administrare romană din actualul teritoriu românesc a fost doar 14%, dar din teritoriul
în care se vorbește limba română, cred că a fost mult mai puțin de 10%. Nu așa, 6.000. Limba română, pe lângă ce a spus dumneavoastră, se mai vorbește, de exemplu, în Elveția, în zona retoromană. La România. Da, niște cantoane, știm. Așa, noi ne înțelegem și cu locuitorii Sardiniei sau Corsicăi, în limba lor veche. Să vedeți rugăciunea în galeză. Domnul, mamă ce arăt, și băi sfert. Nu se aude bine, domnul profesor. Claudiu, tu te auzi bine, dar domnul profesor nu. Ce e acolo? Dar eu nici nu văd. Acum am pic mai. Acum da. Știți nu, care e problema? Bun, dumneavoastră. Eu, când ne înțelegem. Da, noi ne înțelegem foarte bine. Satul meu, concret, care eu îl cunosc, nimic copil, 6.800 locuitori, sat mare. În sat vorbeau numai doi oameni rusești. Și noi nu-i auzeam în toată ziua. Poate la televizor, poate la școală. Restul nu. Cum s-au rușcat? Că ei nu vorbeau rusești. Nimeni. Dacă nu vorbesc într-o rusească de pușcărie, haide vai păca cu fel de fel de prostii, etc. Cine? Da, azi cine e rusific pe ei? Dacă de 30 de ani deja vorbim română. Ei continuă să rusifice. Domnul Ion, eu vin cu un exemplu cât se poate de concret. De câți ani facem noi agricultură? De câți ani pe pământul ăsta, în zona asta, se face agricultură? De când ne știm. Da. Se face de vreo 5.000 de ani, cel puțin. Cam, poate mai bine. Cultura cu centri pomii. Principala cereală care se cultivă este grâu, da? Da. Deci grâu este principala cereală pe care noi am cultivat. Cam ai cultivat și orz, ovăz, hrișcă. Acum a început și orez. Dar la început grâu a fost baza, da? Grâu, orzul, ovăzul, secara. Cum se spune în diverse zone la grâu, ovăz, secară? Tot așa se spune în limba latină, ca și cum. Peste tot. Porumbul îl cultivăm de 300 de ani, da? 1670 prin Imperiul Otoman. Așa a ajuns la rând. Cerban Cartacuzinu a adus porumbul. După 1700. Țăranii noștri au început să... Chiar în secolul XVIII au început să-l cultive, după 1700. Și noi îi zicem care îi zice cucuruz, care îi zice păcușoi. Exact. Noi, vedem. Deci, porumbul putem să spunem că e un neologism, da? Că a apărut târziu. Da. De ce la porumb? Se spune... În funcție de zonă, porumb, cucuruz, păpușoi. La cartofi se spune barabulă, picioci, crumpi. Crumpi. Da. Care tot la fel a venit târziu. Tot târziu a apărut, tot din America a adus. Păi atunci s-a adus din America. Deci, asta nu vă spune nimic? Ne spune, de ce nu? Asta spune că am avut o limbă unitară. Inițial a fost o limbă unitară, tocmai de asta. Spunem grâu toți românii, toți cei care vorbim românește, iar neologismele în funcție de cum au pătruns din ce limbi. Uitați, vă dau un exemplu de neologism de unealtă folosită. Cazma sau hârleț. Că nu aveau daci, nu aveau cazmale, să fim serioși. Nu cred că aveau daci cazmale. Da. Deci... Iar de nou, aici care e problema? Aici noi am luat de la slavi plug, boronă, dar ce aici facem noi cu dânsele nu sună în slavonă. Arăm, aratum din latină, nu e slavonă. Dar instrumentul îl numim în slavonă și îi zicem lopată. Asta e din slavonă. Îi zicem plug, îi zicem boronă. Avem și grapă, dar îi zicem și boronă. Dacă ne uităm în dexul românesc, noi nu avem niciun cuvânt de origine română. Toate cuvintele, dacă au proveniență slavă, turcă, maghiară și mai știu eu ce,
Deci credeți-mă, toate sau origine necunoscută. Origine necunoscută. Asta scrie indexul limbii române. Origine necunoscută, unde nu știu să localizeze. În schimb, în 1984, Budapesta publică Dexul Maghiar și acolo 4.000 de cuvinte îi pretind că sunt de origine română. Deci le-au împrumutat migratorii de la noi. Păi bineînțeles, da. Noi nu avem bucătărie. Noi, popor sedentar, noi nu avem bucătărie. Noi creșteam oi, le mungeam, dar nu știam să facem brânză. A trebuit să vină slavii să ne învețe, au trebuit să vină turcii, să vină nu știu care să ne învețe. Brânză, brânză, strungă, baci, e tot așa. În limba rusă brânză, tot brânză rămâne. Noi am gândit-o. De noi e vorba. Dacă vă luați, după ce spun maestrii în artele culinare, noi nu avem bucătărie. Noi nu avem bucate tradiționale. Da, toate sunt de la migratori. Așa pretindei. Deci migratorii umblau cu grătarul în spinare, umblau cu cea unul după ei, aveau mirodenii, aveau tot felul de astea, stăteau să puneau frumos gospodinele lor, făceau focul și făceau la foc. Păi, dar ar fi ajuns în Europa. În anul 3582 ajungeau în Europa, dacă veneau. Dumneavoastră ați definit singur chestia asta, că limba este organism care se dezvoltă continuu. Și s-a trecut la ciorbă, chiar dacă noi știam și supă și alte cuvinte, dar s-a trecut la ciorbă care e turcesc. Și așa v-a convenit mai bine, că mai cu seamă voi acolo spuneți ciorbă. Și ciorba agiu, cel care se avea de bine cu turcii. Dar eu aici trebuie să spun borș sau zeamâncă. Am eu bine cuvinte. Zeamă să spune în Ardeal... În special în țara moților, zeamă. Când mă duceam cu prietenii mei din Ardeal și Deci ciorbă de la turci, de bulgari, așa a ajuns la dumneavoastră. Una peste alta, primele forme de statalitate românească apar în sudul Dunării. Primele Vlahii, mare, Părți din Serbia și Bosnia s-au chemat Valahia bătrână până pe la 1800. Deci popular oamenii așa îi spuneau în Balcani. La 1843 Bălcescu se duce în Italia și o călătorie cu căruța, cum se călătorea atunci, numesc cu Intercity. Și spune așa: în tot drumul meu n-am găsit într-o scrisoare. În tot drumul meu n-am găsit un singur sat în care să nu se vorbească românește. Deci pe tot parcursul, pe tot traseul unde s-a oprit ca să cumpere făină, ouă, ce aveau ei nevoie să facă foc, au găsit vorbitori de limbă română. Pe tot parcursul care l-a făcut până în Italia. Vorbim de Bălcescu, 1843. Una peste alta, Claudiu mai ancorat acolo, că e zona lui. Am spus, el îi vede pe românii de peste Dunăre din casă la el și are contact. Claudiu, dacă poți să ne spui ceva de primele țarate, sau așa zis țarate. Păi primul țarat a fost la sud de Dunăre, a fost bulgăresc, dar bulgarii adevărați, de la Volga, bulgarii. Care erau de origine turcică, n-aveau nicio picătură de sânge slav în ei, n-aveau nicio legătură cu slavii. Actualii bulgari, slavii, români slavizați, mai bine spus. Așa, au venit cu Hanu Asparuh la sfârșitul secolului VII, începutul secolului VIII. Primul țar, Boris I, care i-a creștinat în anul 864, pe vremea patriarhului Fotie. El era patriarh la Constantinopol și împărat era Mihail al III-lea. În momentul când i-a trecut, el a oscilat ăsta Boris între latini,
adică între catolici, și greci, adică Constantinopol. Până la urmă, cei de la Constantinopol nu puteau admite chiar lângă ei, acolo, sub nasul lor, o entitate statală catolică. Și au reușit să-l convingă să treacă la ortodoxie. A trecut la ortodoxie, a apărut Patriarhia de la Târnovo. La Târnovo, de acolo, așa a fost introdusă limba slavonă bisericească. Că slavona a fost o limbă vorbită doar în biserică. Noi n-am vorbit slava. Nici măcar românii de peste Dunăre n-au vorbit o limbă slavă. Nu. În perioada respectivă, până târziu, în a doua jumătate a secolului XVIII, începutul secolului XIX, nu, etnicitatea era dată de către religie, nu de neam, de sânge. Dacă erai catolic, catolicii din peninsula balcanică erau denumiți latini. Cei care erau sub jurisdicția Patriarhiei de la Constantinopol erau greci. Sârbi, greci, pardon, ai de la Târnovo erau sârbi, ăstea bulgari, și a apărut și Patriarhia sârbă, recunoscută și de Constantinopol, cu o contribuție majoră din partea Sfântului Nicodim de la Tismana. În 1375 a apărut și Patriarhia sârbă și așa a apărut și sârbii. Toți monarhii din peninsula balcanică se denumeau, de exemplu, regii sârbi, spuneau, sunt regele sârbilor, bulgarilor, grecilor și latinilor. Românii nu existau pe nicăieri, sau valahii, cum ne spuneau ei. Erau majoritari. Deși noi eram majoritari. Noi eram majoritari, noi nu existam pe nicăieri. Pentru că noi, unii ne înclinam, unii eram cu Constantinopolul, alții eram cu Târnovo, alții eram cu Patriarhia sârbă și așa mai departe. Alții erau chiar catolici. Au fost foarte mulți, inclusiv în zona mea. A fost episcopie catolică la Turnul Severin, la cetatea Severinului. A fost episcopie catolică inițial. Deci de aici a plecat, de la așa a început cumva slavizarea noastră a românilor, mai ales de către bulgari. Bulgarii ne-au slavizat și cu ajutor rusesc. Ei au început să ne slavizeze pe vremea împărătesei Ecaterina a II-a. Când Rumianțev, în expediția lui la sud de Dunăre, își stabilise cartierul general la Silistra. Și acolo le dădea astora dispoziții că Ecaterina a II-a visa să refacă Dacia, dar de limbă slavă, să vorbim slava și să fim o gubernie a Rusiei sau un stat tampon, dar sub suzeranitate rusă. Să înlocuim jugul turcesc cu jugul rusesc. Ceea ce era o foarte proastă idee. Mare prostie. Cam în noi Oltenii am încercat chestia asta după pacea de la Pojarovăț, cum îi spunem noi, sau Pasarovis, cum îi spuneau austriecii, din 1718. 21 de ani între 1718 și 1739, Oltenia a fost sub administrație habsburgică. Au înlocuit jugul de lemn al turcilor cu jugul de fier al austriecilor. Au stat 21 de ani sub austrieci și s-au lecuit. Să le mai trebuiască. Vreau să vă întreb de ceva, domnul profesor. Domnul Caliu, nu, eu vreau să adaug. Dumneata spui de ce e că noi ne-am slavizat, etc. Dar eu nicăieri n-am citit, dar m-am gândit că deja sunt bătrâor. Cum au venit bulgarii ceia, viața cotidiană, așa mă gândesc eu. Cum au venit ei îmbrăcați, ei și au venit în bondița noastră, în opinci? Și cu cușma aia au venit a noastră, de la Volga? Nu cred. Nici sârbii. Eu venit atunci. Înseamnă că ei au preluat de la noi muzica, dansurile, haina, cam tot au preluat de la noi. Nu noi de la ei, cu limba invers cam.
În sudul Dunării ei ne-au slavizat nițel. Noi i-am slavizat în nordul Dunării. Așa, așa îi scrie în carte. În cărți așa scrie. Dar cu viața cotidiană, nu numai mâncările lor la noi au ajuns, și a noastră la ei. Pentru că muzica, îmbrăcăminte, eu mă uit că e al noastră. Muzica cea sârbească seamănă, bulgărească, seamănă la noi și îi spune: ia zi eu sârbă, bă, păi ce-i asta? Înseamnă că e de acolo, care roată acolo. Călușarii deja e de la dneta din Oltenia, bulgărească, înseamnă că e din Bulgaria, ei preferă așa să danseze. Până și găgăuzii strigă în limba turcă, opa, 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 și îmbrăcați tot așa. Apropo de călușari, călușul este un dans ritual. Și asta se îmbrăcață și cu țarii noștri, tot la fel. Călușul era un, este un dans ritualic, a cărei semnificație noi încă nu am pătruns-o cu adevărat. Eu? Și prima mențiune scrisă despre căluș apare în Anabasis, a lui Xenofon, în istoria celor 10.000, în secolul 5 înainte de Hristos, pe la 400 și ceva. 450, în jur de 450 înainte de Hristos, Xenofon îi pomenește în drumul lui de întoarcere din Persia, a înconjurat tot litoralul Mării Negre până la Bizanț. Când odată ajuns la Bizanț, a intrat în, ca mercenar în slujba regelui Odrizilor. Se utesc? Regatul, da. Da, Seutes a venit după, în al doilea regat, că ăsta pe vremea lui Xenofon a fost distrus de către Filip al doilea și Alexandru Macedon, regatul Odrid. Regatul întemeiat de Teres. Și Seutes era deci unul după. Da, Arin. după 200 și spre 300 înainte. Da. Când s-a refăcut, că după aia a fost Lisimach, după Alexandru Macedon, știi că lui a, el a devenit de dorhul Tracii, când și-au împărțit generalii lui Alexandru Macedon și-au împărțit imperiul. Seleucos a luat Persia, Ptolemeu a luat Egiptul, Lisimach, Tracia și așa mai departe. Deci asta este. Bulgarii nu... Bulgarii e un nume de împrumut. Bulgarii au fost stârpiți, au fost aproape masacrați cu toții. Erau foarte puțini bulgarii. N-au fost... Că de asta s-au și ajutat de slavi. Și în... Și la Târnovo, majoritatea patriarhilor, inclusiv ultimul patriarh, Eftimie, era de origine română. Ăsta e un lucru pe care îl recunosc toți istoricii. Există corespondența lui cu Sfântul Nicodim de la Tismana. Sunt 12 scrisori. Bineînțeles, corespondența era în slavonă, în slavona bisericească. Ca aia se vorbea acolo. Și în alfabetul, așa zis, chirilic. Prima scriere, prima scriere de pe teritoriul României a fost în slavonă, Tetraevanghelierul, făcut de Sfântul Nicodim. Există la Muzeul Național de Istorie din București. Asta dumneata spui Evu Mediu. Da, Evu Mediu. Da, așa. Asta deja ajunsesem în Evul Mediu. Păi, limba și... s-a făcut, alfabetul s-a făcut nu pentru noi. Alfabetul s-a făcut pentru Moravia, că trecuse la ortodoxie. Da. Deci asta s-a făcut, un teritoriu din Cehia. Pe urmă ei s-au întors înapoi la catolicism, dar alfabetul ăsta a fost băgat peste tot ca să nu trecem și noi la catolicism. Și a ținut bine mersi până la Alexandru Ioan Cuza. Noi am fost într-o situație ingrată. Noi eram vorbitori de latină vulgară sau vulgata, cum se spunea, dar eram de rit oriental, de rit grecesc. Ca așa se spunea. Știți care e problema?
Dumneata ai vorbit despre regatele cele de acolo, din Italia, cum au fost Piemontul, Sardinia, etc. Păi acolo știți care e problema? Ei nu pot fi mai aproape de latină decât noi, din cauza că ei au intrat în contact cu goții care erau germanici și limba lor nu mai este latină 100%, dar e cu germana amestecată. Deci ei își zice Italia și nu îi zice Roma. Dar noi, fiindcă la urmă ne-am romanizat, noi am păstrat mai bine. Și noi vorbim mai aproape de latină decât italienii. Asta nu-i secret mai. Asta nu-i mare secret. Liturghiile noastre s-au ținut tot timpul în limba română. Ăsta a fost norocul nostru. Preoții noștri nu erau atât de erodiți. Știutori de carte erau doar episcopii și câțiva stareți. În altele fețe bisericești. Știau greacă veche sau slavona bisericească. În rest. Și oricum o mulțime. La 1848. Vreau să intervin două secunde. După aia trebuie să lipsesc un minut. Domnul profesor, nu putem compara epocile. Mă întorc un pic înapoi cu discuția. Romanizarea cu rusificarea n-au nimic în comun. La modul că în momentul în care romanii au ajuns în zonă, nu existau televizoare și instituțiile statului erau mult mai slabe. Nu exista o școală. Procesul e mult mai rapid în momentul în care nou ocupant are la dispoziție. Exista piața, se vindea, se cumpăra. Exista administrația. Erau alte pârghii, alte chestii. Alte pârghii, dar nu aveau aceeași eficiență ca astea de astăzi. Adică roșii când au dat... Câte posturi de televiziune sunt în Republica... Nu de asta e vorba. Asta acum cu televiziunea. Până nu se termina Uniunea Sovietică, nu fiecare familie din Basarabia avea televizor. Da. Domnul Ion, au învățat doar moldovenii, românii moldoveni, de sub administrație rusească. Românii care n-au fost sub administrație rusească nu știu boabă rusă. Eu nu știu. Cei de Ucraina sau că m-am uitat la televiziunea iugoslavă pe timpul lui Ceaușescu, mă uitam la aici la meciuri, mă uitam la filme și știam și eu să număr. Știam Dobardan, Dobarvecer, când mergeam pe acolo, pe la, să spun, Vala, câteva cuvinte sârbești am învățat și eu. Românii eu de pe Vala nu știau mai multe ca mine. Auziți? Nu știau mai eu cunosc spațiul dintre Nistru și Bug și mai departe, pe la Kirovograd, încolo. Și eu am vorbit cu oamenii aceia. Ei vorbesc într-o limbă calică, bulgarii ne-au slavizat cu predilecție după 1878 sub administrație rusească. Nu de asta e vorba. Pe noi nu ne-au slavizat bulgarii. Noi folosim de-a lor cuvinte, dar ei n-au avut așa mare influență asupra noastră. Și unde au dispărut? Unde au dispărut românii de pe Valea Timocului din Bulgaria? De pe malul bulgaresc. Asta nu e Bulgaria, dar e Serbia. Valea Timocului nu e Bulgaria, e Serbia. Domnul Ion, Timocu este graniță, râul care separă Bulgaria de Serbia. Din anul 1830, de la pacea de la Adrianopol, când prințul Miloș Obrenović a obținut autonomia Serbiei și a fixat ca graniță Timocu. Și satele timocene erau și și în partea dreaptă și în partea stângă a Timocului. Nu doar pe partea sârbească, au fost în egală măsură. Vidin era eminamente românesc. La Vidin se vorbea limba română. Bulgarii le zic blah. Bulgarii le zic blah, ceilalți zic blah. La mine e un sat aici. E un sat la mine aici, se cheamă Gruia, unde cocoșul cântă și se aude în trei țări când cântă cocoșul la Gruia. Se aude în România, în Bulgaria și în Serbia. Încă sunt sate. Încă sunt sate. Macedonia e bulgărească. Macedonia e bulgărească, dar a luat-o Serbia și ei vorbesc cam o limbă macedonienii cu bulgarii. Dar vedeți că este țara parte, limba parte, etc. Când stai și te gândești, când serba și croata e una.
Nord-vestul, nord-vestul Bulgariei, deci locuitorii din nord-vest, cei din zona Vidinului și mai încolo, ei știu că sunt români la origine, dar și-au pierdut limba. Au fost desnaționalizați, ceea ce a început acum să se întâmple și în Craina și pe Valea Timocului sârbească, în partea sârbă. Sunt copii, deci nepotul nu se mai înțelege cu bunicul. Bunicul, hai, la bărbați, bărbații au mai învățat puțină sârbă în armată, dar femeile nu știau boabă sârbește. Și bunica nu se mai înțelege cu nepoata. Bunica nu știe nicio boabă sârbă și nepoata nu mai știe românește. Și stau așa în casă. Așa în satele noastre femeile rusește nu știau. Eu am crescut cu mamă vitregă, iar nu știa decât 4-5 cuvinte în limba rusă. Femeile nu știau, numai cei care ne duceau în armată, aceia știam rusească. Sau care învățam, dacă învățam. Între 1804 și 1806, la Marea Răscoală a lui Cara Georgevici, românii au luptat alături de sârbi și voiau să facă o entitate statală care să se numească Regatul Român-Sârb. Răscoala a fost învinsă, după aia când și-au obținut autonomia, când și-au obținut autonomia, Miloș Obrenović în 1830, prima măsură pe care a luat-o a fost să slavizeze forțat românii. Deci românii de pe Valea Timocului și din Craina n-au fost niciodată sub jurisdicție sârbă până la 1830. Au făcut parte din Imperiul Otoman, țineau de Pașalâcul de la Vidin și anterior au făcut parte din Țaratul Român-Bulgar. Din Țaratul Asăneștilor. Că inclusiv Ioan Strațimir avea sânge de asănesc în el. Ultimul care a fost, Ioan Alexandru al III-lea, a fost ultimul țar bulgar care a stăpânit Bulgaria întreagă, care se întindea până aproape de Belgrad, până la Belgrad. Și a împărțit-o în două. El a avut doi băieți. Patru a avut, de fapt, dar la doi băieți le-a împărțit. Prima lui soție a fost Teodora, fiica lui Basarab I, temeitor, cum mi se mai spune. Sau Basarab cel Mare, că mai degrabă e mai bună titulatura de Basarab cel Mare. Basarab a avut mai multe fete și le-a măritat pe toate bine, cu prinți, regi, duci din jurul țării. A făcut niște alianțe. Ei, Teodora s-a căsătorit cu Ioan Alexandru al III-lea. Ăsta s-a îndrăgostit de o evreică, Rebecca. S-a îndrăgostit de aia, a trecut-o, a băgat-o pe Teodora la mănăstire, a botezat-o pe evreică, ortodox. I-a dat-o numele Teodora, ca să nască confuzie. Oamenii supuși lui credeau că e tot Teodora cealaltă, că doar... Atunci nu existau ziare, nu exista presă să știe oamenii cum arată. Mai ales când ieșeau în public, erau tot timpul, erau îmbrăcate, sulemenite. Era mai greu să... Doar apropiații știau treaba asta. Și cu evreica l-a avut pe Mihail Șijman. Lui Mihail Șijman i-a dat Țăratul de Târnovo. Și lui Ioan Strațimir, pe care l-avea cu românca, care era verișor primar cu Vladislav Vlaicu, tatăl lui Vladislav Vlaicu, Nicolae Alexandru, era fratele mamei lui, lui Strațimir. Lui ăsta i-a dat Vidinul. Tocmai de asta Vladislav Vlaicu a avut strânse legături cu Strațimir. Când Ludovic cel Mare de Anjou, că aici ajungem iarăși la maghiarizarea românilor, prin catolicizare în primă fază. Că prin edictul dat de Ludovic cel Mare în 1366, nu mai aveau drept la proprietate și să aibă titluri nobiliare decât catolici.
Da. Nu mai erai nobil dacă nu erai catolic. Și acătă așa au apărut o grămadă de familii românești, mai ales marile familii boierești, de la vremele marile familii nobiliare, au trecut în masă la catolicism și cu timpul și-au pierdut limba română. Vă dau două-trei exemple. Cel mai cunoscut este Iancu de Hunedoara, familia Corvineștilor. Există controverse, cum că Iancu de Hunedoara, sârbii spun că era sârb, grecii spun că era grec, maghiarii spun că era maghiar. Nici măcar nu era ardelean Iancu de Hunedoara. Familia lui este din Corbii de Piatră, din nordul județului Argeș, de lângă câmpul Mușcel, lângă Domnești, satul Elisabeta Rizea. Elisabeta Rizea a fost măritată Vasile la Nușoara. Ea era din Domnești și s-a căsătorit la Nușoara. Bine că sunt sate învecinate, sunt toate acolo. Și de acolo, din Corbii de Piatră, inclusiv pecetea pe Iner, cu aia legendă, cu corbul și nu știu ce, provine de la Corbii de Piatră. La Corbii de Piatră există o biserică care are dublu altar, are două altare, unul catolic și unul ortodox, în Corbii de Piatră. Dar e o zonă cu o bogată încărcătură istorică. Acolo mai ales rezistență antisovietică, antievrească. Acolo, de acolo au fost frații Arnăuțoiu, a fost Arsenescu, a fost Elisabeta Rizea. Și chiar la liceu Câmpul Lung Mușel au fost cam în aceeași perioadă elevi Petre Țuțea și Radu Gir. De acolo sunt. Deci ăștia sunt români. Apoi vă dau alt exemplu. Boierul Cândea. Eu o să lipsesc două secunde. Cândea a fost maghiarizat, îi se spune Kendefi. Urmașii lui nu mai știu boabă românește, nici nu mai stau în România, stau la Viena, urmașii lui. Au revendicat 9.000 de hectare în munții Retezat. Boierul Cândea a făcut la 1330 mănăstirea de la Colț. Acum, după 2000, a fost refăcută de părintele stareț Calinic. A refăcut-o. Acum e de măicuță, nu mai este. Eu am fost acolo de mai multe ori. E chiar lângă castel, lângă castelul Cândeștilor. Și castelul Cândeștilor i-a servit lui Jules Verne ca model pentru castelul din Carpați. Unde știți că Jules Verne în fiecare carte anticipa o nouă invenție. Ei, acolo era holograma, care abia acum în zilele noastre. Claudiu, cât timp a fost Oltenia sub germani? Sub austrieci? 21 de ani. Știu că a fost și ea. N-a influențat de fel? Nu ai influențat de fel asupra voastră? Absolut deloc. Asta a fost. Nu a influențat absolut deloc. Nu au avut nicio influență. Încercau să facă catedrală la Craiova, o construiau în proporție de 80-90%, o găseau dimineața dărâmată de olteni. De fapt, austriecii s-au retras de iure s-au retras după pacea de la Belgrad din 1839. Dar de iure s-au retras pe la 1734, cu 5 ani înainte, de facto. Au plecat. Că le-au masacrat garnizoana din chiar în preajma Crăciunului. Garnizoana din Craiova. Dacă vezi dumneata bine, eu nu știu în Oltenia situația, că eu nici n-am fost niciodată. Știu că este Craiova, știu că este Gorj, Dolj, Giu, Valea Jiului și pe acolo. Ce aveți voi? Olt județ, da? Care județe mai sunt acolo? Gorj, Dolj, Mehedinț, Gorj, Dolj, Olt și Vâlcea. Aha, e ca de Vâlcea. Râmnicu Vâlcea e la voi, da? Da, e în Oltenia. Așa. Apoi eu nu cunosc acolo situația și nici istoria. Cum? Istoria voastră o știu nițel, pentru că podul de la
Turnul Severin. Vrei, nu vrei, trebuie să știi. Că asta e la voi, da? Da. Cu Apolodor, de la Damas. Fost... Vreau eu, nu vreau. Știți că a mai fost un pod peste Dunăre făcut de Constantin cel Mare? Am în 324 a mai făcut, a mai făcut un pod. De orașele la dumneavoastră, orașele astea din Oltenia, au fost românești? La noi ele au fost al olingvii mai mereu. Bălțu, nu, 46% au fost... evrei. Păi vă dau exemplu, deci Drobeta a fost cetate, este menționată, Iordane spune că a avut loc chiar o bătălie cu Darius la cetatea, adică din anul 500 înainte de Hristos, Drobeta. După aia a fost sub administrarea romană, după a avut chiar un edil dac, Ariort, pe la 170. Avea 40.000 de locuitori când avea statut de colonie. A fost guvernator aici, că de acolo vine turnul Severin, de la turnul lui Severus, împăratul lui Septimius Severus. Înainte să fie împărat, a fost aici. El nu era din zonă. Grecia ți-a avut acolo, trebuia să fie avut. Evrei. Pe vremea evrei, lui... trebuia să fie avut în oraș. Evrei aveam după recesământul făcut de Dimitrie Gusti, înainte de război, în perioada interbelică, chiar în 38-39 a fost făcut, aveam 300 și ceva de evrei declarați. 100 și ceva sefar și nu mai știu de el alții. Nu erau cam... Compara, noi Basarabia mai bine orașului colonic. Dar orașului și Chișinău era cam alolic. Țiganii nu prea erau în orașe, erau la periferie. După bătălia de la Mohaci, turcii au dezafectat cetatea Severinului și capitala administrativă s-a mutat la Cerneț, de unde era Tudor Vladimirescu. Așa se semna Tudor. Tudor ot Cerneț. Așa apare în acte. Și s-a mutat pentru 300 de ani. Până la 1830-1831 a fost acolo, aia a fost capitala administrativă. Și țiganii erau peste Topolniță, peste un pârâu Topolniță. Nu intrau în târg, în Cerneț, decât cu permis. Sau însoțind vreun boier, însoțind stăpâni. Altfel n-aveau voie să intre. Deci nu prea am avut noi minoritari. Da, și vă spuneam, pe urmă s-a numit Teodora, pe timpul lui Justinian, i-a dat numele soției lui, Teodora. Și orașul de vis-a-vis, Cladova, se numea Pontes, unde este celălalt picior de pod, care e mult mai bine conservat, cel de pe malul sârbesc. Cel de pe malul sârbesc. Un pic vă las. Claudiu, eu v-am lăsat cu Eminescu. Domnul profesor ne lasă cu tricolorul și cu icoana cu Maica Domnului. Da. Foarte bună expunerea ta vis-a-vis de sudul Dunării. E trecută deja o oră, că am făcut eu pauza mea. Să încercăm să mergem un pic în est. Hai să termin cu, că e foarte important ce vreau să spun. Cum au ajuns sârbii în Banat. Corect. Asta este explicație. E o chestie care nu se prea spune în istoria noastră. Nu prea se vorbește de treaba asta. Cum au ajuns sârbi în Banat. Lumea tinde să creadă că ei au venit, sunt acolo de când au venit ei în Europa. Fals. Nu era picior de sârb. Nu era picior de sârb. Un pic trebuie să vorbim și despre panoni, Claudiu. Dar n-am terminat cu Stratimir. Stratimir a fost repus în funcție de vorusul de Vladislav Laicu după ce i-a bătut pe unguri în bătălia de pe Ialomița. Iarăși o bătălie despre care se vorbește foarte, foarte puțin. Acolo a fost o cruciadă.
au fost în armata lui Ludovic de Anjou, fiul lui Carol Robert, că nu s-a învățat minte după bătaia luată de Taxu, a trebuit să o simtă și el pe pielea lui, dar el a fost mai șmecher. A venit pe două coloane, a venit cu trupele din Ungaria, a venit pe la cetatea Severinului și a ieșit înainte Vladislav Vlaicu. Și cu și voievodul Transilvaniei, cu secuii, cu oastea lui și cu secuii, au venit dinspre Buzău. Și a trimis înaintea lui Vladislav un boier de mare încredere, Pârcălabul Dragomir. Ăla a făcut niște întărituri pe Ialomița, dar au trecut ușor ungurii peste ele, că aveau în armată burgunzi, aveau arcași galezi, aveau englezi, cavaleri englezi. Deci, practic, a fost o cruciadă acolo. Deci, putem chiar vorbi de o cruciadă. Ei nu veniseră neapărat să ne ocupe. Că, vezi, Doamne, că era Vladislav nesupus. Că deja Nicolae Alexandru nu prea mai avea, după posada, noi ne cucerisem independența față de regatul maghiar. Ei veniseră să ne catolicizeze. Ceea ce a încercat să facă și la sud de Dunăre când a ocupat Vidinul. Ei, armata Pârcălabului Dragomir s-a retras și pe drumul dintre Târgoviște și Câmpul Lung le-a făcut o amboscadă exact ca la posada. Le-a nimicit toată armata. Voievodul Transilvaniei Nicolae a murit acolo, a mai murit castelanul cetății de Baltă și au murit doi mari lideri secui și foarte cunoscuți cavaleri în zona în vremea respectivă. Erau doi mari luptători, Petru și Ladislav. Au murit toți. Doar trupul voievodului Nicolae au reușit să-l recupereze și să-l ducă în Ardeal să-l mormânteze. Foarte puțin au scăpat din bătălia. Nu știu de ce nu se vorbește în istoria. Asta a avut loc în 1368, undeva prin noiembrie 1368. Domnul Manole și el pomenește, era tare supărat exact pe chestia asta, că nu vorbim decât secvențial. E normal, da. La istoriografia noastră plătește tribut faptului că a fost făcut în acord cu nu ceea ce ne lăsa Moscova, să spunem. Nici de bătaia care și-au luat-o ungurii, vorbim de aia de la Baia când i-a bătut Ștefan, dar nu vorbim de cea din 1395 din Moldova. Deci nu, noi nu prea discutăm despre chestii care sunt foarte importante pentru istoria noastră. Nici măcar nu sunt pomenite întreagăt. De Vladislav Vlaicu se vorbește așa foarte puțin. De Radu I, parcă n-ar fi existat. Nicolae Alexandru la fel. Păi Nicolae Alexandru, hai să ne gândim. El a mutat mitropolia de la Vicina în 1359 cu mitropolitul Iacint, i-a mutat la Curtea de Argeș. Prima mitropolie ortodoxă. Prima mitropolie din țară. Vreau să intervin și el. Dacă aud basarabenii mei care dau rău cu logica, să se gândească la 1359, țara românească, Valahia, Muntenia, zi cum nu i-ai zice, avea mitropolie. Care dar noi la 1359 abia discălicasem ca țară. Apoi cum am fost noi înaintea României? Asta trebuie să gândească. Cum ai fost înaintea României? Că nu se numea acolo România, dar țara românească tot se numea. Și Ștefan cel Mare numea țara lui Moldovlahia. Știm de asta. Da. Dar vedeți cum? Da. Că nu că Moldova a fost înainte României. Păi iată, te aud pe dumneata. Noi eram cunoscuți în documente Ungrovlahia. Întotdeauna adică noi Rusovlahia. Noi Rusovlahia. Așa. Da. Mai aproape de Rusia. Păi da, asta. Cu cine eram vecini? Cu cine eram vecini? În afară de asta mai eram noi și vasali din când în când. Și Poloniei și Ungariei. Da. Așa cum ei... Ștefan cel Mare la Colomei a depus jurământul. Ați auzit legenda? Știți cum le spunea? Da, da, știm. În fața lui Cazimir al IV-lea, regele polonez. Căzut cortul. Știm și cu cortul. Cum,
cum din întâmplare a picat portul ca să-l vadă pe Ștefan în genunchi. Și Ștefan cel Mare a ieșit de acolo și nu șchiopăta. A uitat că e șchiop. Era șchiop. Dar mergea drept, de ciudă. Asta mă întreabă pe mine unii. Că de ce că rău citesc oriceva, uneori de emoții, de ciudă. Iată cum. Îl înțeleg pe Ștefan ce a pățit el acolo. Era ciudă. Ne întoarcem la limba noastră. Noi în Basarabia, Moldova, limba s-a păstrat, chiar însăși țara Moldovei s-a trecut de la obștea sătească la stat. De la sat la stat, așa e scris în istoria noastră. Și e drept așa. Pentru că noi am avut obștele sătești și ne-am conservat și cu rușii, și cu turcii, dar turcii n-au cerut de la noi să ne vorbim limba. Acolo au fost cu totul alte chestii. Nu ne-au impus să trecem la religia lor, cum a fost Albania. Albania 70% s-au musulmanizat, da? În Serbia a fost pașalăc, noi n-am fost ocupați. Și iar din nou ăștia noștri, ai mei, adică basarabenii mei, nu știu de asta. Că rușii spun că noi v-am eliberat. De ce ne-ați eliberat dacă noi nu eram ocupați? Noi n-am fost ocupați de turci. Noi n-am fost pașalăc. Au fost unele teritorii de lângă cetatea Teghina și cetatea Albă și mai sus la Cotin. Restul teritoriului, noi nu eram teritoriul turcesc. Eram și noi. Raia la Brăila și la Giurgiu. Asta și este. Dar limba s-a păstrat din cauza că s-a conservat în sat, în obștea sătească. La mine în sat, v-am spus, 6800 locuitori. Doi vorbeau rusă, restul nu vorbea nimic și nu știau. Bărbații care ziceau în armată, așa ar fi fost și cu romanizarea aceea. Dacă se duceau bărbații în armată, sigur trebuia să vorbească. Pe urmă, limba pieții. La noi a venit azerii și deja vorbesc română. Azerii vorbesc la noi în Chișinău română. Minunat! Și eu zic, cum dracu, turcii ăștia de ruși stau 70 de ani aici și nu știu, dar ăștia au venit de 2 ani și el vorbește cu mine în română. Și fiind azer, fiind turcoman, că el are o limbă turcă. Eu cât ceva înțeleg limba lor. Eu știu de asta. Cu limba interesant tare. Noi sigur că, iată, dacă ajungem la ziua de azi, pe dumneata nu te-am auzit vorbind sofisticat, vorbești mai literar nițel, dar cred că mă înțelegi pe mine ce spun eu. Cum să? Eu te înțeleg tot, dar nu-mi place și nu sunt părtașul la cuvintele astea foarte, foarte recent intrate în limba română, cu mișto, cu baftă. Nu trebuie, noi avem cuvintele noastre. Este noroc și succes. Poftim pe Dumnezeu. De ce ne lăsăm de cuvintele noastre? Pe urmă, weekend, cui dracu-i trebuie el? Avem zi de odihnă, zi liberă, minunat. La ce dracu ne trebuiește nou? Sau cum si cum sa? Sau mersi mult? Sau scuze, la ce dracu? N-am auzit nici un francez să zic așa, așa, așa. De ce ar trebui eu să zic? Mai ales că eu aici în Basarabia am luptat să am limba română. Dar nu, ok. Mie ok nu-mi trebuiește de fel. De fel, de fel de cuvinte acolo. Dacă nu avem încotro, că trebuie cu computerul ăsta, n-ai încotro și undeva, trebuie să le folosim, da. Pentru că cei mai mari naționaliști în Europa au fost francezii dintotdeauna. Dar acum francezii, bine mersi, vorbesc în Uniunea Europeană, în engleză, când au încotro. Așa și noi. Dar dacă avem încotro, să nu folosim cuvintele astea noi, care nu sunt adecvate și nu sunt noastre. Un chioșc spurcat. Unii beau bere acolo și la spate se udă și îi scris pe ea. O, cum trebuiește, mie așa, denumire acolo. Merg de aici, din raionul, sau mai bine zis, sectorul Buiucani, cam vreo 3-4 km până la Botanică. Nu mai denumiri Jumbo. Ce e asta? Dracuște. Fel de fel denumiri turcești, germani, de care vrei? Terra Nova deja știm, dar le scriu la un loc. Bă, Terra Nova, pământ nou. Asta e latina. Mai este ceva așa care mai înțelege. Unii nici nu le înțelege ce înseamnă asta. Forneti. O fiind o firmă de prin Italia, cred. Dar ce dracu are, nu știu. Și fel de fel de este așa ea. Dacă trebuie să ținem la limba noastră, să o păstrăm, mai ales că eu am activat tot timpul la școală, așa le-am spus la băieți.
cum a spus Taras Grigore Șepcencu. Bă, învățați tot ce-i străin, dar nu vă înstrăinați de ce aici e vostru. Eu asta vreau. Eu nu vreau să fim naziști, naționaliști, da. Pentru că l-au întrebat pe rus, bă, tu îți iubești patria? Da, sigur că o iubesc. Și ai putea să mori pentru ea? Sigur că da. Îl întreabă pe ucrainean, îți iubești patria? Sigur, ai putea să mori, da. L-a întrebat și pe ovreu, Ițec, tu îți iubești patria? Da, mi-o iubesc. Și ai putea să mori pentru ea? Și da, cine dracu o să o iubească apoi? Cineva trebuie să o iubesc. Așa și noi. Naționalismul bun nu e rău nimic. Altfel ne pierdem valorile noastre naționale. Acolo cum văd eu acum cu homosexuale. Noi nu ne trebuiește așa ceva. Noi avem, au fost, sunt și vor fi. Sunt mai puțini poate ca în alte parte. Cei mai mulți, dacă știți dumneavoastră chestia asta, ei scam pe la Sodoma și Gomora. De acolo a început. Pentru că ei se căsătoresc cu sora, cu cumnata, cu verișoara, etc. la noi, da, opinul, da, dar da. Cu noi. Și degradează sângele și se întâmplă mai mereu chestii de astea. La noi e mai puțin asta, dar vă spun că am avut prieteni în România și mă întrebau la 19 ani, dar la sex cu bărbați nu mergi. Bă, nebunul, eu am 66 de ani, la femei nu pot, dar tu mă chini la bărbați. El 19 ani are. Înseamnă că în cap și ala lui prost, deja au prostiile astea care se întâmplă prin Olanda. Mai cu savă pe acolo. Că au dat voi să căsătorească, etc. Și apoi ăștia mei spun, nu, nu le trebuie Europa, că ia uite acolo poponari. Dar limba trebuie să o păstrăm cum a fost. Sigur că ea se dezvoltă. Cei la limbă să ne ținem de limba noastră, să nu o uităm, să o folosim frumos, să o vorbim corect. Avem noi sinonimele noastre. Eram la universitate și o doamnă acolo ședea cu caietul pe brațe, nu cunoștea. Și îi spunea, și de la mine îi scris așa, dar eu zic, dar limba română are sinonime. Agățat, aninat, suspendat, spândurat, e același cuvânt. Și eu mi-aleg care vreau. Și dacă așa, dar e drept. Sigur că da. Și noi avem cuvintele noastre, dar dracu știi, și ne ducem noi și împrumutăm. Nicule, sunt la filmare cu Londra. Revii mai târziu, peste 40 de minute, să fiu liber. Hai, seară bună. Domnul profesor, trebuie să luăm un pic repede înainte, că noi am uitat. Ce spuneți voi, niște nebuni îmi spun mie aici, din prostie, că ei nu știu ce e limbă, și îmi spun că da, și că românii zic la fântână puță, bă, prostule, zic puț. Nu puțe. Și s-a revedere o fântână unde nu se întoarce căldarea, are o supapă acolo. Sau la forjare, puțuri pentru petrol, pentru țiței. Dar prostie îl intră în cap mai repede decât limba. Că zici, iată acolo așa zici. Bă, nu așa se spune. Eu m-am interesat chiar la cuvântul ăsta. Ce înseamnă puțe? Înseamnă pentru copii din limba greacă de la putos. Dar putos și la ei nu-i nebunie, nu-i mascara. Dar pentru copii. Se folosește mai mult fântână decât puț. Apoi da. Ei, fântâna e de la latinescu fontina. Știm că am intrat în... Am avut aici o problemă. Am avut noi un președinț. Adică doi, trei președinți cam proști. Am avut al de Dodon Voroniș și vorbeau rusificat cu un argot din vocabularul banditesc din Rusia. Dar acela e luat de la evrei. Stau la șuher, adică pândesc, așa se vorbește la ei în argou banditesc. Ei, și Voroni a trântit-o odată, zice, îi ține crâșa, adică îi ține acoperișul, eu știu rusești foarte bine, dar nu iese, nu se leagă, pentru că el a spus într-un argou,
Și eu nu știam echivalentul. Știam de lobby, știam de protecționism, că e vorba de asta, dacă e vorba de mafie sau de banditism. Dar nu știam cuvântul în argou românesc, banditesc. Și l-am întrebat pe un român din țară, bă, cum îi ziceți? Păi ține umbrela, domnule. Normal, frumos. Și avem cuvinte foarte bune și trebuie să le folosim. Teu, cât e de ușor. La noi rar care îi zice teu. Șfabra. Și asta nu e în limba rusă. Dracu, știi de unde au luat-o și rușii? Șfabra. E ca așa zic la noi, la teu. Dar e ușor, teu, litera te. Ai văzut-o și știi cum îi spune. Și multe chestii șchepătează. Și la noi se răutățește situația lingvistică. Ar trebui să se îmbunătățească. Dar la noi se răutățește, mama dracului. Pentru că toți vorbesc cu ocăi, cu weekend, cu toate prostiile astea. Ia și cu rusizmi, sigur, că și nu cele mai bune, dar așa din argou banditesc. Când își iau la revedere, hai, davai, paca. Unele cuvinte nici nu știu de ce le folosesc. Pentru că nu le poți înțelege cu capul, nici cu inima. Avem cuvinte la revedere, pe curând, cu bine, rămâneți sănătoși, frumos, la locul lui. Deci ar trebui noi să zicem goodbye. Nu-mi trebuiește de fel cuvântul ăsta. N-am nevoie de el. Sau au vider, zai, să mai mergem. Că sunt și de astea. Să mai duc. Îi auziți acum? La Italia, la Grecia. Bă, pune capul mișcare să spune în Grecia, în Italia. Dar la Roma. Sau la Milano. Nu, le-i greu. Le-i greu. Și când o trântesc așa ca nu ca de perete. Și la școală nu s-a trage atenția. De când cu telefoanele astea, de când cu... Nu mai scrie nimic. Eu am învățat la școală caligrafia. Trebuia să scriu caligrafic, cu perită ce, cu cerneală, da? Ăștia acum scriu talpa gâștii și gândul muștii. Și nimeni nu are grijă care își convine la noi în învățământ. Toți se apucă de reforme și mea ta, Olteanu, ia să-mi spui cam și dracu ar însemna cuvântul subcompetență. Adică cum? O leacă prost oricum, ori o leacă deștept. Cum să-l socot eu? Ori e competent, ori e necompetent. Gata. Dar subcompetent cum? E prost, dar? Așa era în planul nostru, competență, subcompetență. Încurcă tot. Sau scriu, există trei rase umane, am predat geografie. Există trei rase umane, neagră, albă și galbenă, se mai evidențiază una mai puțin numeroasă. A cât este totuși? Dacă trei se evidențiază, încă una sau încă patru. Știu o leagă de aritmetică, nu? Cei de culoarea cafelei sau a șocoladei? E mai puțin numeroasă, sau încă patru rase umane, dar nu trei. Așa e scris la orice pas și cu istoria scrie așa. Ar putea fi următorul răspuns. Sau îi expuneți dumneata opinia și îmi spune o agramată. Chiar la mine s-a întâmplat asta. Despre unificarea Germaniei. Eu socot că Bismarck a folosit foarte mult războiul pentru a unifica Germania și a fost mare vărsare de sânge. Bă, cine ești tu? Doctorul știință, să-i dai tu notă lui Bismarck, care a trăit până la 1890, ce expuneri poți face acolo? Asta a fost și gata. Nu trebuie să-ți pui tu punctul de vedere. Ca să ai un punct de vedere, trebuie să ai un intelect, un spectru mare, larg, și de acolo să alegi punctul de vedere. Ce faci la noi la școală? Toți au punct de vedere, dar nimeni nu învață. Ei nu știu nimic. Dar vor să-i dovedească. Ia vedeți cum e. Dar pe măi democrație. Dar care democrație? Dacă toți sunt mari, n-are cine duce o caldare cu făină. Știți de asta? Iată la ce am ajuns. Și în toate la noi se face comerț. Ăștia care se duc în România acolo la voi. Și-și iau cetățenia. Ei acolo dau examen. Știu ei românește. Femeia lucra Snosenski de la soția lucra Snosenski de la Tiraspol. Ea știe românești de i s-a dat cetățenie. Nu cred. Dar cât de ăștia avem? Eu nu am cetățenie. Că eu trebuie să mă duc la București
să pierd timp, nervi, să mă pun în rând, să scriu, să aștept ani, dracu să ești acolo, cu tatăl meu care s-a născut în România Mare în 1928 și mama tot pe atunci. Pe dumneavoastră trebuie să o redobândiți. La ea li se face cadou. Dar n-ar fi bine într-o seară să spună că toți basarabenii sunt români, cetățeni români și punctum. Care corect. Au părinți născuți atunci și gata. Deși dracu să îmblăm noi pe drumuri. Și să faci și de asta să ia mită, să faci corupție. Aici în Chișinău câte firme sunt. Dăm cetățenie românească, vă ajutăm, etc. La orice pas. În loc să învețe limba, să o cunoască, să o știe. Dar ei fac comerț și cu limba și cu cetățenie și cu toate. Câte luni și tere. Tot se vinde și se cumpără. N-am auzit să cumpere mamă și tată, dar restul îi cumpără toate. Dar mor părinții și două secunde, vreau să vă întrerup că vreau să anunț la chat că o să facem, o să ne oprim la ora 17 ora de aici, 19 ora de acasă, facem o oră pauză și pe urmă intrăm cu domnul profesor Gică Manole cu o emisiune un pic mai specială și vreau să le spun la toți din chat să-i rog frumos dacă pot să dea și ei share-uri și distribuiri. Chat-ul o reacționa foarte bine la live-ul ăsta, că noi nu l-am anunțat deloc. Noi n-am pus și întâlnirea de astăzi cu dumneavoastră și cu domnul Claudiu. Câți ascultători avem? Au fost 110 pe secundă cei mai mulți. 117 chiar am văzut la un moment dat. E suficient având în vedere că nu am făcut reclamă, nu am anunțat dinainte. Să știți la toată lumea din chat că eu urmăresc ceea ce scrieți. Este un domn care a făcut câteva comentarii pe subiect, la temă și foarte minuțios argumentate. Eu o să iau legătura cu dumnealui în privat, nu dăm nume din chat, așa ne-am hotărât noi de când am început și așa merge. Și o să puteți facem o... acolo, ca să vedem. Nu, o să facem separat, o să tratăm exact problemele lui într-o emisiune viitoare cu domnul Claudiu Buruiană. El v-a trimis, domnul din chat, v-a trimis și dumneavoastră un filmuleț. Bine. Atât am vrut să vă spun și vă rog frumos dacă puteți, când aveți timp, că pe noi Facebook-ul ne restricționează, să încercați să dați share-uri prin grupuri, la prieteni sau, mă rog, ca ideea să crească pagina în vizibilitate și să afle cât mai mulți români, cât mai multe lucruri. Eu la mei prieteni o pun și urmăresc, mă uit cât s-au mai mulțit, cât a crescut. Mă uit la toate filmele care monitorizez, cu asta mă ocup. Din cauza asta să nu se supere oamenii din chat care nu le răspund pe loc. Eu cum se termină, merg și dau like măcar să vadă omul că i-am văzut ce a scris acolo. Bun, Doamne ajută, continuăm pe repede înainte cu pierderea identității în vest. Ca să-l lăsăm pe domnul profesor la sfârșit cu răsăritul și un pic cu nordul. Na, astăzi mai sunt gorali în Polonia, este o regiune autonomă vlahă în Cehia. Ei încă au brânza, au salaș, au galeată, încă folosesc cuvinte românești. Au pierdut mult, clar, au pierdut limba, dar sunt cuvinte care încă le mai folosesc după ani și ani de naționalizare. De deznaționalizare, scuzeți. Ziceam că vorbim despre cum au ajuns sârbii în Banat. Da. În Banat sârbii nu erau deloc. În 1690, din cauza prigoanei turcești, patriarhul Arsenie al III-lea, cu mare grup de sârbi, a trecut la nord de Dunăre și la nord de Sava. Pe vremea împăratului Habsburg, Leopold. Leopold le-a dat niște privilegii inimaginabile pentru noi, pentru români, la vremea respectivă și chiar după.
Deci noi n-am avut niciodată, noi românii ortodoxi, n-am avut niciodată privilegiile pe care le-au avut ortodoxii turci. Le-a dat, prima dată le-a dat împăratul Leopold, deci pe lângă faptul că le-a dat libertate de, cum îi spune, libertate religioasă. Austriecii cam prigoneau pe ortodoxi, i-a lăsat, le-a făcut și propria lor mitropolie la Karlovăț și arhiepiscopul lor avea și funcție politică. Era și șef politic, nu doar religios. Și a pus sub oblăduirea lui pe toți ortodoxii din Imperiu. Inclusiv după 1775, după ocuparea Bucovinei, inclusiv pe românii bucovineni a pus sub... Românii n-au avut mitropolie, au ținut de mitropolia sârbă de la Karlovăț până în 1864. Episcopiile românești din Ardeal au ținut de mitropolia de la Karlovăț. Un al doilea grup a trecut la nord de Dunăre, chiar înainte de pacea de la Belgrad din 1739, în frunte cu patriarhul Arsenie al IV-lea. Acum a trecut un grup și mai mare. Și unde s-au stabilit? În zona Voivodinei, în zona Banatului actual. Banatul a fost o zonă imensă. Nu era gata. Sârbii în 1918 au vrut să ia tot Banatul. Ocupaseră inclusiv Orșova. Au stat, când au plecat din Timișoara, au luat și tapetul de pe perez din primărie. Sprijiniți de francezi, evident. Și au avut toate drepturile pe care noi românii nu le-am avut. Noi nu contam ca ortodoxi. Sabin German se laudă cu faptul că Transilvania este prima entitate statală care a dat libertate religioasă. Păi cui a dat? A dat catolicilor, calvinilor și luteranilor. Dar ortodoxi, populația majoritară din Transilvania. Două treimi din populație, cel puțin după recesământul făcut de către austrieci. Erau două treimi, erau 67%. Dar ăia se declarau români, doar ortodoxi. Dar românii catolici spuneau că sunt unguri. Ungurii au fost minoritari și în câmpia panonică. La 1850, ungurii au fost minoritari. Nu erau 48%. Păi nici astăzi nu sunt. Păi câți nu sunt. Greco-catolici sunt în Ungaria astăzi? 500.000. Aia sunt români din partiu, care au rămas, dar au rămas vreun milion. Că nu erau toți greco-catolici. Gândește-te că au fost foarte mulți catolici, ortodoxi, era zona aia de acolo. Ei, pe noi, la recesământ, ne-am împărțit în români și a români. În Budapesta, după germani, germanii erau principala populație, ci după erau a românii. Și evrei. În Budapesta, în oraș. Da, evrei, bineînțeles că se declarau maghiari. Țiganii se declarau tot maghiari. Se declară și acum. Uite, la mine și mie au venit din zona Turda Mureș, vreo 100, cam așa, în jur de 100. Au venit vreo 3 familii, dar acum sunt câte 30 într-o familie, ia câte da. Aproape 100. Aia mă întreba odată, acum 20 de ani, m-am dus și eu să votez când am fost la ultimul scrutin. În 2004 m-am dus la prezidențiale să-l votez pe Ciuhandu. Bine, mare prostie că și ăla era un host, dar na. Și mă întreabă unul dintre ei că unde sunt ai noștri? Și eu mă uitam după partida romilor. Face, nu, noi suntem cu DMR-ul. Serios? Da. Erau gabori din aia cu mustăți. Să vă spun o taină. Băieți, vă spun o taină. În Moscova sunt numai 35% de ruși.
În capitala Rusiei. De fapt, acolo e imperiu. Acolo adune, e melting pot ăsta, cum spun britanicii, nu? Orice metropolă adună populații diferite. Asta nu e chiar o... Da. E general valoare. Așa era și Constantinopol. Constantinopol tot așa a fost. Roma. Și București a fost... Era un copilat întreg. Și Bucureștiul era slab populat cu români în perioada interbelică și antebelică. Numai dacă citim Bacalbașa când ne povestește cum au fost întâmpinați nemții în 16. Ce populație românească ieși să se întâmpine. Se întreabă și el, băi, de unde au ieșit oamenii ăștia? Unde au stat până acum? Bucureștiul pe care eu îl credeam românesc. Ei, păi da, și-au adus rudele. Ei, știi că se strâng repede. La noi, la 1940, întâmpinau toți, trăiască Basarabia Roșie. Auziți? La noi, în 1940, ieșau toți cu transparante, trăiască Basarabia Roșie în limba rusă. Dar ai noștri nu știau rusești. Cine erau? Păi clar. Prietenii noștri. Erau capitalul de ei. Cum era bancul ăla cu... Ei mai mereu când aștepta, când aștepta Ițic să vină românii? Ițic stătea la Ștefan cel Mare cu un buchet frumos de flori și vine un bătrân, un basarabean de-al meu și îi spune, și stai Ițic aici. Păi aștept să vii românii. Bine, bă, dar tu în 1940 stăteai cu un buchet de flori și așteptai să vii rușii. Ei, și ce, n-au venit orice. Ei așteaptă pe toți cu flori. Da, ei nu fac discriminare între români, ruși, nemți, italieni, francezi, nu, pe toți ne germanezi la fel. Da, mă uitam la raport. Ei cunosc limba. Eu am crescut lângă orașul Bălți, să-i fi auzit dumneata cum vorbeau evreii din Bălță română, mi-era dragă să-i aud. Tot vorbeau frumos. Dar uitați-vă la ăștia care ne vorbesc astăzi la televizor. Ca să mint cineva la cântare acolo să-l amăgești, trebuie să-i știi limba. Corect. Uitați-vă la ăștia care ne vorbesc astăzi la televizor. Tot vorbesc frumos, da? De română stăpânesc. Bine, nu toți. Claudiu poate să confirme. Domnul Pruteanu. Noi nu prea avem. A fost român. Nu prea avem. Da, deci a fost patriot. Dar am avut mulți evrei patrioți care au fost cu adevărat. Chiar Steinhardt acela. Nicolae Steinhardt. Au mai fost care au fost. Da, sigur. Nu putem generaliza. Nici nu-i nevoie. Iulius Popper, care era un bandit prin excelență, dar iubea România. Ca drept dovadă a dat toponime tuturor descoperirilor lui făcute în Țara de Foc. Munți, râuri, cum se vezi acolo, Olteț, Olteșor, da. Munții Carmen Silva, munții Lahovarii. Și spunea, scria în jurnal, mă simt român și aici la capătul lumii. El a fost împărat, a bătut monedă și a făcut statul lui la un moment dat. Era... Jongla între Chile și Argentina. Păi el a dat Țara de Foc argentinienilor și nu chilienilor. A folosit tactica lui Decebal când au atacat chilienii. A îmbrăcat niște păpuși în haine de soldați și și-au străcat muniția pe păpușoaile și el a venit pe la spate cu oamenii și i-a împușcat pe ea. Când... Este și un film despre el, cu Ornella Muti, e o coproducție, franco-germano-italiană. Nu sunt popoare sfinte și nu putem pune etichete pe toți. Adică la noi e problema asta cu Elie Wiesel că... Cea mai bună pledoarie, în România. Cea mai bună pledoarie pentru Ardeal ca pământ românesc este scrisă de un evreu, Milton G. Lehrer. Ardealul pământ românesc. Din păcate, românii noștri, în loc să editeze cartea lui Milton G. Lehrer, a fost editată în 1940 și de atunci n-a mai fost editată până după Revoluție, când a fost editată de soția lui.
el muristă și nevastă s-a editat-o pe banii ei în limba română. Și el era evreu american. Bine, părinții lui fuseseră din Focșani, migraseră din Focșani. Nu aștept fânt cu Sani cu Durgălăi. A fost trimis de un hebdomadar francez să scrie anti-români, pro-maghiari. Ungurii aruncau cu bani în stânga și în dreapta, cum fac și acum, să-și facă propagandă că Ardealul este teritoriul ungurești cu prostiile lui, lor. El când a venit la fața locului și a văzut realitățile, a zis, domne, stai așa că nu e așa. Și a scris o carte cinstită. A scris și a găsit. S-a apucat, a strâns mărturii, a strâns documente. Claude, tot ce este cu Sanicu Durgălăi. Dar cum să nu? Păi, a fost cel mai mare proces de drepturi de autor din Statele Unite în anii 50. Și l-au curat ei între ei. Cine a scris? E melodie populară. E melodie populară. Nu-i drept. Nu. Nu-i drept. Liviu Deleanu, evreu basarabean, care a trăit acolo în România, pe urmă a venit la noi. Și a trăit el până anii 70. Sanii cu Durgălăi au cântat-o în România, bine mersi, și în Franța. Și noi o cântăm aici. Sanii cu Durgălăi scrisă de Liviu Deleanu înainte de război. El locuia acolo în România, a scris cânticul ăsta. Melodia nu știu de unde a luat-o, dar cuvintele. Iată, de ce nu putem generaliza? Au fost oameni buni. Ea a avut scandal și asupra imnului Israelului. Un evreu din Cehia a pretins că el a scris melodia și au sărit ăștia din România. Bă, cum ai scris tu melodia asta, imnului, când e melodie populară românească? Melodiile populare de regulă sunt cu autori necunoscuți. Ca și balada Mioriță. Cine a scris? Sau Meșterul Manole. Cine a scris balada? Popularul orală. Așa spune. Că e creație populară orală. Și sunt, da, Claudiu, unii de aici năuși de la mine din Republica Moldova nu pun capul mișcare și spun de pe acolo erau trei nații. Unul e ungurean, unul e vrâncean și unul e moldovean. Bă, pe Vrancea nu-i nație, e un județ a Moldovei. Ungureanu s-ar vedere că e din Ardeal, din Transilvania. Nu, acolo sunt trei nații. Care nații? Așa spun. Iată azi că vorbeam mai înainte. În ce limbă vorbim noi cu tine, bă? Băiatule, în ce limbă vorbim noi? Rumunească, rumună sau... Eu vorbesc moldovenesc. Dar eu moldovenesc te vorbesc, dar tu vorbești moldovenesc. Dar cum dracu ne înțelegem dacă e altă limbă? Eu nu înțeleg. Să discutăm puțin și despre maghiarizarea secuilor. Pentru că în Unio Trium Națiorum erau cele trei națiuni privilegiate, erau maghiari, sași și secui. Și secui nu erau maghiari și sași. Sau erau maghiari, sași și secui. Jvabi încă nu veniseră. Pe urmă i-a adus Maria Tereza. Și de ce a dus Maria Tereza? Maria Tereza a făcut mari blestemății. Deci, nu știu, Ecaterina a doua și Maria Tereza lor fi făcut bine popoarelor rău lor, dar nu mult rău ne-au făcut muierile astea două. Năbădăioasă amândouă. Ne-au, pe noi ne-a numit mamăle garbă. Au adus în Banat, de exemplu, i-au adus prima dată, au folosit zona Timișoarei ca și colonie penitenciară. Ei, neavând colonii peste oceane, peste mări și țări, cum aveau engleză și franceze, și să-i deporteze acolo pe infractori, îi deportau în zona noastră. După 10 ani, îi eliberau și lăsau cu condiția să nu părăsească locul, să rămână acolo, dar trăiau liberi. Și ea s-a însurat cu româncești. Iată așa au apărut. Pe urmă, i-a deportat pe Jvabi. I-a deportat. I-a translocat. I-a luat pe Jvabi din Germania și i-a adus în România. A adus din Cehia. În Orșova sunt cehi, polonezi, care se trag de două, trei secole.
Sunt de pe la 1730 au adus. Au adus sârbi, croați. E un sat în care a Severin Carașova. Un singur sat, atâta este. Păi cum să apară un sat de croați în mijlocul Banatului? Hai că sârbi mă înțeleg. Deci, dar au amestecat sârbi, au adus sârbi la nord de Dunăre ca să pară stai, domne, că aceia au fost interferență, nu știu ce. Nu, ei au fost aduși în special de Maria Tereza. Pe urmă, nu mai spun că l-a pus pe Von Bukov să demoleze bisericile și mănăstirile românești. A fost actul uniației, atunci când a apărut greco-catolicismul. Și toți care n-au trecut au început să tragă cu tunurile. În Prislop au tras cu tunurile în mănăstirea de la Prislop. 74 mănăstiri și biserici. Titoria Sfântului Codin, dar stai puțin, că au trecut și granița Muntenia. Mănăstirea de la Lainici, schitul de fapt titorii de Sfântul Nicodim și acolo a murit un mare conducător român în zona aia. În defileul Văijiului a murit Litovoi și a căzut captiv frate sub bărbat, eliberat pentru 7.000 de mărși de argint. O căruță de bani la vremea respectivă. Au trecut, nu le-a păsat că nu era zona lor, au trecut și în Muntenia și au demolat mănăstiri, au omorât călugări. Deci vom bucura. Claudiu, trebuie să ne oprim și în cazul ăsta trebuie să mai facem o întâlnire viitoare, tot pe aceeași temă, că am rămas datori cu Românitatea Răsăriteană, Românitatea din Nord și nici n-am punctat bine pe Vest și Transilvania. Explicăm un pic cu secuie. Da, ar trebui fiecare zonă luată bucată cu bucată. Cu siguranță. O să o facem, dar în emisiuni viitoare. O să vedem cum defalcăm și cum împărțim. Mie îmi place când vorbești tu, domnul Rotaru, te ascultă cu atenție ca să descopere niște chestii de nișă care țin de partea Oltenii. Când vorbește domnul Rotaru, l-ascult cu atenție. Eu puțin cunosc ce s-a întâmplat în Oltenia. Pentru că nicăieri nu este, eu n-am găsit. Dar dumnealui își cunoaște patria, cea mică. Și el știe foarte bine ce a fost, cum a fost. Eu știu așa întreagăt că a fost podul de la Drobeta Turnul Severin, că s-a trecut pe acolo, că l-a făcut Apolodor din Damasc, etc. Dar puțin. Dar dumnealui, cel ce județe, le cunoaște foarte bine. Eu cred că el aș fi îmblat prin toate pe acolo. Dar eu niciodată n-am fost acolo. Una peste alta trebuie să... Interesant, pentru că un om învață de la toți. Și din cărți, și l-ascultă pe altul, pe viu, etc. Istoria trebuie să o cunoști. Ea e o știință. Ea trebuie să te ocupi de ea. Nu așa cum să gândesc toți, dacă ați luat seama, apoi la noi nici unul nu se ceartă cu instalatorul. De parcă scaun de viceu ar fi cu mult mai complicat decât o lecție de istorie, știți? Iată că profesorul de istorie, toți se ceartă, toți se dovedesc că nu avem dreptate, dracu, știi cum acolo, dar nu învață. Dar iată cu instalatorul, cu tehnica sanitară, ei acolo nu se ceartă. La noi toți se pun la cale. Da. Una peste alta trebuie să înțelegem toți că etnicitatea nu are nimic de a face cu statalitatea. Dacă la sovietici le trecea prin cap să facă o republică Rotaru în loc de Basarabia de astăzi, aveam acum o grămadă de rotarieni mândri că s-au născut rotarieni. Și au șopil de fratele meu. Limba rotariană. Le-a trecut altora prin minte să facă Rotary Club. Nu, da. Ascultați, vă spun. La răsăritul departat, în ținutul Habarovska Rusii, este regiune autonomă cu capitala la Birabidjan, regiune evreiască. După ce au făcut hotarele acestei regiuni, tot cum trebuiește, au scris. Toate structurile administrative au fost formate, trimiteți poporul. Dar poporul și în ziua de azi nu s-a mai dus acolo.
Așa că ei, dacă are loc, în 1966 erau 16 republici în URSS, era și Republica Carelofină, dar nu s-a întâmplat să iei Finlanda și în 1966 au tăcut și au schimbat macazul și i-au zis numai Carelia, dar era Carelofină. Tot așa a fost, după, prin 46 au luat ei Tuva, Buriatia, etc. Apoi Buriatia se numea Buriat Mongolia. Deodată îți spunea de unde au furat-o. Domnul profesor, câte popoare au dispărut? Limba, limba moldovenească e gândită după 1924. Atunci el nu m-ar înțelege pe mine. Ne ștergem cu mână ștergură, ne punem la gât, gât legău, zburăm cu sâni zburător în loc de avion, așa vorbeau. Peșete în loc de ștampilă, acid chișetic în loc de acid uric, malul ostângist și dreptul malurist, adică de pe malul drept, malul stâng. Iată așa prostii scriau. Eu am așa, mostră pot să vă citesc odată. Pentru că am avut și lecții, am făcut lecții în internet. Ce limbă era aceea după 1924? Ei întâi au trecut la limba literară românească, dar pe urmă le-a părut că românizează acolo Republica Autonomă. Și au trecut, i-au împușcat pe toți cei care i-au trecut la alfabet latin și au întors-o ca să aibă ei o limbă moldovenească. Iată, atunci mai cu seamă încercau să ne dovedească ca o altă limbă. Și când au venit la noi în Basarabia după 1940, au adus de acolo administrația de Republica Autonomă și vorbeau în două, vorbeau aiurea. Pot să vă spun o vorbă, că o să o înțelegeți voi, dar numai n-o să știți ce-i vorba. Vorbește unul de la Cocieri, să zicem, sau de la Dubăsari. Ce am ui greu de trăit atunci când zburau pulile printre Chișoare, atunci era greu. El avea în vedere gloanțele, limba rusă e pulea. Dar ei îi zic așa, și nu îi zic tren, dar îi zic poez. Și la gloanțe îi zic pulea. Mare noroc avem noi, domnul profesor, când avem treabă noi cu autovizual. Iată așa, și când îi auzi, îți stai urechea, cum vrei. Și ei spun că ei vorbesc moldovenești, normal, frumos, cu niște cuvinte. M-am prostudit și Cășrescu a fost marozul tare. Mai dracu să-i înțeleagă. Sau în satul Răghirea Euro Dubăsari, mai cu seamă, am locuit cândva acolo, am fost pădurar. Îi spunea că tu brujești. Dar eu îl întreb pe omul ăla, era bătrân, zic, Gheorghe Isavici, cum era cu patronimic. Om bătrân, zic, dar care-i rădăcina? De unde luați voi cuvântul ăsta? Abruje. Și da, pe vinul fierbi, în limba rusă, brodit, brujește. A, dar mă ta cunoști cuvinte? Și da, șuguiești, glumești. A, ce nu spui așa? De ce îi spui brujește? Abruje. Adică, sau... A venit Vasile Azar acasă și se uce cu femeie pe împrejurul casă. Și făcea el, făcea scandal, o bătea, o ucăra. Dar ucit în limba rusă înseamnă învăța. Adică el o învăța carte, ca și cum. Se uce. Și te ucești. Și te faci nebun. Da, au trecut. Sau te întreabă, tu curești? Mă, eu cum e? Ei, Doamne ferește! Și acum, și în malul meu, în Basarabia, nu numai pe Sinistru. Tot așa unii vin cu, de ce că-i moldovenești? Care-i moldovenești, băi, nebunule? Măcar vorbește să te aud cumva, să înțeleg. Ei gândesc cuvintele astea rusificate, stricate așa, îi limba lor. Și noi poți dovedi, de ce că noi cu românii avem altă limbă? Lui Claudiu nu i-am spus, nu știu ce e. Cu asta cred că să-l înșunchiem. Nu vă auziți, domn profesor. Unde nostru la București? Mai repetați odată că nu s-a auzit. La noi la Bălți, acolo. Nu știu ce, nu ne vedem. Aha, e bine. Așa, s-a dus un nebun de la noi, în jurul Bălțului, pe acolo, la Măcie și îi zic curul boului. Și eu m-am gândit, băi, de ce îi zic ei curul boului? Că fundul boului nu-i roșu. Am ajuns la concluzia că se vede vârful la penis roșu a boului. Iată de ce i-au zis ei așa, ca să nu fie chiar nebunie. Curul boului. Și se duce un nebun de ăsta care
vorbește cu așa limbă, se duce la București și zice, faceți-ne un ceai din curul Boului, într-un bar, acolo unde s-ar fi dus el. Dar acolo era unul tot deștept și zice, da, o cafea de sub burta calului, nu doriți? Mai frumos, i-a spus. O cafea de sub burta calului, nu doriți? Că ăsta a vrut ceai din curul Boului. Și apoi vine și spune că dacă acolo îi vorbesc altfel. Da, dacă tu vorbești, prostește. Șmecheria asta cu eu nu știu dacă rușii au prelat-o de la sârbi sau sârbii i-au învățat, le-au dat idei rușilor, că sârbii au făcut prima dată, ne-au împărțit în români și valahi. Când au văzut că nu pot să ne slavizeze pe ăștia, pe românii din Craina și de pe Timoc, au început, i-au împărțit în două și le-au spus, bă, voi sunteți valahi. Ecaterina ne-a numit pe toți. Ecaterina a doua ne-a numit pe toți valașchii cneajestva, adică cnezatele sau principatele valahi. Până în secolul XIX scria despre valahi până la 24. Și toți cei de la Sankt Petersburg, acolo sunt niște lingviști de talie mondială, erau mărși cazuri, nu știu cum poate au murit, unul Piotrovski, unul Șușmariov, unul la Moscova, unul la Sankt Petersburg, erau româniști. Au venit și au spus, asta e limba română și punctum. Oameni deștepți. Aici la noi erau alții care dovedeau că noi suntem struțocămilă, că noi suntem, am intrat în contact valahii sau volohii, cum spun ei în limba rusă, am intrat în contact cu rușii și am format un popor moldovenesc, dar voi ați intrat în contact cu sârbii bulgarii și ați format un popor român. Iată așa, pe asta idee. Mai este ideea lui Rosler la voi acolo, că da, am venit de la Sfântul. Ei, câte sunt ele de astea teorie. Ce e că eu vorbesc cu dumneata deja de două ori și mă înțelegi și te înțeleg? Vasile nu-i translator la noi, că el mai mult tace. Eu sunt tranzistor. Da. Păi dumneata mă înțelegi, domnule Claudiu, da? Și am văzut că vă înțelegeți, n-avea rost să mai intervin. Nu mă pot nici de cum. Și apoi îmi scriu unii, dumneata, trădeți poporul moldovenesc. Care-i poporul cel moldovenesc? Acel de la Iași l-am trădat? Sau de la Suceava? De la Baia? De unde am trădat? Care moldoveni am trădat eu? Când și unde? Făcea. Profesor, oamenii înțeleg atâta cât pot și raționează în baza unor informații pe care le-au primit și ei cum le-au primit. Ideea că cultura istorică de la nivel de masă și în România și în Republica Molotov nu prea există. Până la urmă, ăsta e și scopul întâlnirilor noastre, să arătăm că una spun ei și alta se întâmplă în realitate. Mulțumim tuturor care au stat cu noi. Claudiu, ai vrut să completezi, te rog, spune. Da, voiam să spun că dacă nu citim, dar nu ne mai strângem nici la fierărie în Poiana lui Ocan să mai aflăm de la alții mai deștepți. Vasile, da. Un banc la urmă așa, un banc românesc, când s-a dat în exploatare canalul Dunării Marea Neagră, învățătoarea a spus în clasele primare, a treia, a patra, acolo, bă, ia gândiți că te-a un catren despre canal, bă. Și se scoală un țigănaș acolo și spune, n-avem bani, n-avem mâncare, dar avem canal la mare să se primble cu bărcuța Ceaușescu cu Lenuța. Ieși afară, băgarule! Iese el afară și vine directul, stai afară, mă. Pă mai lungă, tovarășe învățătoare. Ia fă-te în coabă, ia hai cu mine, mă. Tovarășe, ce-ați alungat copilul afară? Păi știi ce a spus ea? Ia repetă, mă, măgarule, ia repetă. De ce am spus? Eu am spus că avem bani, avem mâncare, dar avem și canal la mare să se prâmble cu vaporul, Ceaușescu și poporul. Tovarășa învățătoare, și minți, porcule, că nu știu. Tovarășa învățătoare, păi sunt elemente de politică internă și sunt de politică externă. Când a văzut directorul, a schimbat macadul, nu? Iată, o seară bună să ne auzăm de bine, băieți! Doamne ajută, mult la toți care, cu siguranță, Doamne, trebuie să glumim, să strânși,
cu dinții strânși nu o să putem face nimic. Și mulțumesc lui Claudiu că a învățat moldovenești azi. Mulțumesc lui Claudiu că a învățat moldovenești azi. Domnul profesor, fiți atent cum vorbiți, că mulți au înțeles, nu mulți, câțiva au înțeles că dumneavoastră ați susținut existența unui popor moldovean în emisiunea trecută. M-am speriat. Niciodată în viață. Nu. Știu, geografic, da, numai nu etnic. Așa ceva nu poate fi. Un profesor de istorie nu poate spune așa prostii. Eu nu știu cum am înțeles e acolo. Cu atât mai mult eu care mă identific în Cuiești și Sâmțări sunt român. Atât. Nu am cetățenie, dar vorbesc cu dumneavoastră, mi se pare că aceeași limbă. Nu poate fi dubii. O seară bună! Doamne, ajută la toată lumea! Sărbători cu bine în continuare! Ne întâlnim într-o oră, dacă ne ajută Dumnezeu, cu domnul Manole la Ion Antonescu, ctitor al României Mari. Închid eu, Claudiu.